Și pentru că tocmai ați adoptat un cățel și tuturor telespectatorilor care au căței acasă, le oferim o rubricuță cu care deja v-ați obișnuit, dresaj canin. Ca să vedeți dumneavoastră cum să devină cățelul dumneavoastră mai ascultător, mai blând, mai iubitor. Ne regăsim astăzi pentru un nou exercițiu, da? Exercițiul de aport. Exercițiul de aport care de altfel nu este foarte ușor, se bazează pe un anumit instinct natural al câinului de a alerga după obiecte în mișcare pe care la un moment dat le ridică de pe sol și ni le aduce. Dar există antrenament special pentru învățarea câinului să aducă obiectele. Câinii, în mod natural, fug după obiectele în mișcare, da? Bazându-se pe instinctul de vânătoare, dar e cam greu să le aducă înapoi. Pentru asta există aceste exerciții pe care noi le vom exemplifica astăzi. În momentul acesta l-am pe poziția de șezi alături de mine pe juniorul Aris, care este un începător, are 5 luni de zile, da? Cu care o să începem primele noțiuni de aport. Deja vede mingea, îl agit un pic și încep joaca. Totul trebuie să fie o joacă, starea lui trebuie să fie una de joacă, da? Aport. Bravo. Aport. Îl aștept să vină. Dacă a venit, primește în schimb. E extraordinar de important să facem un schimb. Ne dă ceea ce ne dorim, dar trebuie să-i oferim ceva în schimb, da? Mai facem o dată. Ok. Aport. Putem să-i spunem în același timp cuvântul, da? Și-l așteptăm să vină. Dacă o scapă, îl așteptăm cu răbdare să o culeagă de pe drum și să ne aducă. Dacă observați, eu țin neapărat să iau mingea din gura lui, da? Pentru că dacă mă mulțumesc cu o simplă aducere a mingei și lăsarea mingei pe jos și îl recompensez, de fapt nu încurajez decât faptul că el lasă mingea și o pierde pe drum, așteptând recompensa. Mai fac o dată și spun aport. 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 Foarte bine, laud și dau în schimb recompensa. La început trebuie să aveți un pic de viteză de reacție ca să nimeriți repede mâna pe minge, da? Asta pentru a încuraja câinele în asocierea pe care o dorim. Aris? Aris? Aport. Aport. Foarte bine. Bun. Atâta timp cât el începe să alerge după obiecte, da? Încep să-l învăț să ridice obiectele de jos, ceea ce este diferit. Dar totuși, pe baza cuvântului aport și pe baza experienței lui în ceea ce privește schimbul dă-mi pentru că o să câștigi, încep exercițiul în felul următor. Aport. Când a ridicat aportul, îl laud și îl recompensez, da? Mai facem o dată. Am mingea jos, aport. A ridicat-o, am reușit să iau și îl recompensez. Începem să introducem alte comenzi. Așteaptă, da? Îl mențin în așteaptă și când îi spun eu, să aporteze. Aport. Aport. Bravo! Niciodată nu le recompensez dacă el nu a luat obiectul. Și nici nu-i interzic faptul că greșește, da? Și că n-a reușit să-l culeagă de jos. Îl aștept să vadă că asta e singura cale prin care își câștigă recompensa. Mai facem o dată. Aport. Bravo! Am mingea și a câștigat recompensa și exercițiul este bine făcut, da? Mergând mai departe, încep să-i spun așa. Așteaptă. Și eu dau startul, da? Aport. Aport. Așa, Billy Boy. Bravo, ești un deștept. Aport. Foarte frumos. De data aceasta am schimbat câinele, alături de mine se află Bonjuc, un husky ceva mai mare, și anume de 10 ani, da? Cu care voi face un alt gen de aport, da?
un alt gen de aport, dar cu diverse obiecte. Trebuie să rețineți că aportul are o importanță foarte mare atunci când e vorba de câinii de serviciu special antrenați să însoțească oamenii cu handicap locomotor. Oamenii cu handicap locomotor nu își pot ridica obiectele de cele mai multe ori căzute pe sol și atunci câinii sunt de mare folos și îi ajută, da? Voi face cu Bonjuc acest exercițiu pentru exemplificare, da? În cazul acesta voi folosi borseta care am ținut-o alături de mijlocul meu, da? Și de câte ori o va ridica, eu îl voi recompensa. E ca și cum aș fi în scaunul cu rotile, da? Ceea ce nu-mi doresc, să fiu sincer. Dar mi-a căzut obiectul. Acum voi ruga câinele să-mi ia. Bonjuc, aport. Bravo, aport. Aport, aport. Așa, bravo, foarte bine. Mai fac o dată, da? Mi-a căzut obiectul. Ok? Bonjuc. Bonjuc. Aport. Aport. Foarte bine. Îl ridică și mi-l aduce să-l pot lua. Da? Ăsta este un exercițiu extrem, extrem de important. Este o mică, mică exemplificare a ceea ce înseamnă un câine însoțitor de handicapat locomotor. Aport, 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 aport. Bravo, 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 bravo. Extraordinar, copii. Extraordinar. Primește mingeța. Da, foarte bine. Oh, ce mingeța a primit, da? Ce mingeța a primit copilul nostru. Cara. O am alături pe Cara. Acest exercițiu de aport poate merge la un nivel și mai înalt. Putem învăța câinii să ne ajute efectiv să ne scape de anumite greutăți, cum ar fi o geantă pe care o avem alături, da? Pentru a putea să ne folosim de câinii noștri în acest sens, trebuie întâi să-i antrenăm. Cara este la un nivel de exercițiu, da? Și astăzi ne va ajuta să arătăm cum se face, de fapt. Cum înveți câinele să-ți ducă obiectele în dinți. Obiecte diferite de ca formă, da? Pe care de obicei nu le ridică de la sol dacă nu este antrenat. Hai să încercăm. Cu ea voi face un schimb. Îmi duce gentuța, îi dau mingiuța. Ăsta e schimbul nostru, da? Eu zic că e fair play, ok? Ok, ia. Aport. Bravo. Bravo, aport, 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 așa. Așa, 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 așa. Foarte bine, foarte bine. Bravo. Și am dat mingiuța. E foarte mulțumită. Trebuie să spun că pentru un tonus bun al ședinței de dresaj, pentru o bună dispoziție și o completă cooperare, la nivelul la care suntem noi, trebuie să ne mișcăm, să fie ca un joc extrem de plăcut, în care câinele să dea tot ce poate mai bun să reușească să mă mulțumească, da? Ia să mai facem o dată. Ia, fată, aport, bravo, aport, aport, aport. Trebuie să mă mișc în continuare, da? Ca ea să fie, bravo, mersi, liber, ce drăguț, ce drăguț. Ca ea să fie foarte conectată și să țină cu multă determinare de acest mâner care este de plastic și de obicei câinii nu pot fi atât de încântați să țină obiecte dure în dinți. O să încerc un lucru, aici. Bravo, ia să văd, șez. Să văd dacă reușește să ducă, așteaptă. Așteaptă, dacă reușește să ducă să-mi ridice geanta de aici. Facem așa. Aport. Aport, fata, așa. Aport. Aport, draga mea. Așa, mai facem o dată. Da, o să ne iasă. Vino încoace. Ia să te văd. Șezi. Așteaptă. Așa, iubita. Ia să te văd. Aport. Bravo, bravo, așa, aport, iubita, aport, 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 foarte frumos, mersi, ești foarte drăguță și primești recompensa. Excelent, asta a fost pe această etapă cu schimbarea obiectelor. Aici se poate ajunge când e vorba de exercițiu de aport. Așteaptă, avem acești căței care fiecare a trecut printr-un stagiu de pregătire, da? A fost dresat corect și acum sunt gata să ne ajute.
Acestea fiind spuse, ne luăm la revedere pentru astăzi și ne vedem data viitoare. Liber! Hai!